ce vă indică o evaluare COSH, controlul substanțelor periculoase pentru sănătate. Cum vă poate dăuna o substanță și cum să vă protejați atunci când o folosiți. Folosiți un burghiu electric căruia i se arde siguranța. Un coleg vă arată cum să înveliți siguranța arsă în folie metalică ca să funcționeze în continuare. Ce înseamnă acest lucru? Burghiul este periculos și vă poate accidenta. Care două inspecții vizuale principale ar trebui să le faceți înainte de a folosi o unealtă electrică? Verificați cablul electric, ștecherul și carcasa pentru a vă asigura că sunt în stare bună. Verificați comutatoarele, trăgacele și dispozitivele de protecție pentru a vă asigura că sunt reglate și că funcționează corespunzător. Vă aflați într-un șanț adânc și începeți să amețiți. Ce este de făcut? Dumneavoastră și ceilalți ieșiți repede din șanț și raportați problema. Ce semnificație are acest indicator? Trebuie să purtați echipamente protecție a ochilor. Care este calea corectă de a ajunge pe platforma de lucru a unei scheleturi mobile? Urcați pe scara integrată în turn. Ce semnificație are acest indicator? Punct de declanșare a alarmei contra incendiu. Care este singurul lucru care nu poate să îl facă pentru dumneavoastră persoana responsabilă cu oferirea primului ajutor? Să vă ofere medicamente fără autorizație în acest sens. Ce trebuie să faceți când folosiți o unealtă electrică cu lamă rotativă? Să reglați dispozitivul de protecție pentru a expune suficient lama în vederea desfășurării activității. Care trei din următoarele răspunsuri ar trebui incluse într-o specificație de metode? Ordinea și modul corect de desfășurare a activității. Materialele, sculele și echipamentele necesare. Persoanele implicate și nivelul de competență și formare necesar. Ce semnificație are acest indicator? Accesul pe schelă este interzis pentru că aceasta este neterminată sau nesigură. Poate fi remediat impactul nociv al expunerii la zgomot pe o perioadă lungă de timp? Nu, vătămarea este permanentă. Vedeți un camion parcând. Are pană la o roată. De ce ar trebui să îi spuneți șoferului? Camionul s-ar putea dovedi nesigur pentru a fi condus. Trebuie să transportați o sarcină care este mai grea pe o parte decât pe cealaltă. Cum ar trebui ridicată? Cu partea mai grea spre dumneavoastră. De ce vă apără încălțămintea de protecție cu talpă dublă? Cuie și obiecte ascuțite care pot penetra talpa dacă călcați pe ele. Ce vă permite să faceți cu un permis de lucru la cald? Să desfășurați activități de lucru care ar putea duce la izbucnirea unui incendiu. Când trebuie să înregistrați un accident în registrul de evidență a accidentelor de muncă? Dacă ați suferit orice fel de rană. Potrivit ghidului privind conductele subterane pentru utilități, ce transportă o conductă de culoare galbenă? Gaz. Cineva a căzut de la înălțime și nu își simte picioarele. Ce ar trebui să faceți? Asigurați-vă că persoana stă nemișcată și nu o mișcați până la sosirea ajutorului medical.
Ați primit o mască de praf pentru a vă proteja împotriva fumului periculos. Ce este de făcut? Nu începeți lucrarea înainte să primiți echipamentul de protecție a respirației corespunzător. Ce faceți dacă normele de protecție date în timpul instructajului introductiv par a fi depășite pe măsură ce munca progresează? Vorbiți cu supraveghetorul dumneavoastră cu privire la ceea ce vă preocupă. Ce PPE sau RPE este necesar dacă efectuați o lucrare cu materiale care conțin azbest, care nu necesită autorizație? Combinezoane de lucru de unică folosință. Încălțăminte fără șireturi. Echipament de protecție a respirației, RPE, corespunzător. De exemplu, mască de unică folosință cu clasificare FFP3. Toate răspunsurile. După azbest, care dintre următoarele afectează cel mai grav sănătatea muncitorilor în construcții? Praf de siliciu. O persoană din apropierea dumneavoastră folosește un tăietor cu disc pentru tăierea blocurilor de beton. Care sunt cele trei pericole imediate care v-ar putea afecta? Praf dăunător în aer. Niveluri de zgomot ridicate. Fragmente care sar. La locul de muncă vi s-a cerut să folosiți o unaltă electrică sau de mână. Știți că este unalta potrivită pentru acea sarcină. Ce altceva mai trebuie să verificați? Dacă este verificată tehnic înainte de folosire. Munca dumneavoastră necesită mutarea dintr-un loc în altul a unei încărcături de aceeași dimensiune de câteva ori pe minut. Poate fi aceasta o problemă? Da, pentru că repetarea supune corpul la mai mult efort. Vă deplasați pe șantier. O macara mobilă de dimensiuni mari merge în marșarier și se intersectează cu drumul dumneavoastră. Ce este de făcut? Așteptați sau găsiți o altă cale de trecere pe lângă macara. Ce ar trebui să faceți dacă apare o scurgere de ulei sau motorină pe șantier? Opriți lucrul, limitați scurgerea, anunțați supraveghetorul dumneavoastră și apoi curățați locul. Dacă pentru activitatea pe care trebuie să o desfășurați aveți nevoie de un permis de muncă la cald, care sunt cele două lucruri pe care vă așteptați să le aveți de făcut? Să țineți un stingător de incendii în apropiere de locul desfășurării activității. Să căutați semne de izbucnire a incendiilor după ce ați terminat lucrarea. Noua dumneavoastră activitate implică manipulare manuală. O rană veche înseamnă că aveți un spate slab. Ce este de făcut? Spuneți-i supraveghetorului că ridicarea poate constitui o problemă pentru dumneavoastră. De ce nu trebuie să mergeți în spatele unui camion care dă înapoi? E puțin probabil ca șoferul să vă vadă. Ce semnificație are acest indicator? Atenție, substanța sau conținutul sunt inflamabile. Ce fel de loc de odihnă trebuie pus la dispoziție de angajator pe șantier? O zonă acoperită, mese și scaune și ceva pentru încălzirea apei și a mâncării. Unei persoane îi intră o așchie mare în mână. A intrat adânc sub piele și doare. Ce este de făcut? Asigurați-vă că persoana primește primul ajutor. De ce e indicată folosirea sculelor cu baterie în locul sculelor electrice? Nu prezintă pericol de electrocutare. Ce ar trebui să faceți înainte de a regla o unealtă electrică de mână? Închideți întrerupătorul și scoateți ștecherul din priză. Ce semnificație are acest indicator? Stingătoarele de incendiu și echipamentele anti-incendiu se află aici.
În timpul activității dumneavoastră pe șantier, suferiți o mică tăietură la unul dintre degete. Ce este de făcut? Raportați incidentul și solicitați primul ajutor în caz de nevoie. Ce reprezintă acest semn? Trebuie purtate căști de protecție. Pentru care din următoarele tipuri de incendiu trebuie folosit numai un stingător cu apă identificat printr-o bandă roșie? Incendii de lemn, hârtie, textile și materiale solide. Ce înseamnă cuvântul hazard? Pericol. Orice vă poate face rău la locul de muncă. Dacă este nevoie să folosiți un cablu prelungitor, două lucruri trebuie făcute. Care sunt acestea? Desfășurați tot cablul. Verificați tot cablul și conectorii să nu prezinte defecte. Dacă folosiți o unealtă electrică pentru a tăia sau poliza materiale, de ce trebuie ca praful să fie colectat și nu lăsat să ajungă în aer? Praful este de cele mai multe ori dăunător dacă este inhalat. Când puteți folosi o scară mobilă la lucru? Dacă faceți o muncă ușoară pentru un timp scurt. Care dintre următoarele trei afirmații confirmă că economisirea de energie este importantă? Ajută la economisirea resurselor naturale în scădere folosite pentru producerea de energie. Ajută la reducerea impactului pe care îl are schimbarea climei cauzată de folosirea combustibililor fosili. Reduce facturile de plată la electricitate și carburanți. Dacă vedeți una dintre aceste etichete pe o substanță, ce ar trebui să faceți? Aflați ce protecție este necesară, deoarece substanța este toxică chiar în cantități mici. Potrivit legislației privind mediul înconjurător, care afirmație este adevărată? Companiile și angajații pot fi trimiși în judecată dacă nu respectă legea. Vi s-a spus cum să ridicați o sarcină grea, dar credeți că știți o metodă mai bună. Ce este de făcut? Discutați ideea dumneavoastră cu supraveghetorul. Care dintre următoarele unelte poate duce la degetul alb cauzat de vibrații? Ciocanul perforator. Ce semnificație are acest indicator? Vă spune unde este locul de adunare în caz de urgență. Care sunt trei dintre cele mai eficiente căi de economisire a energiei pe șantier și de reducere a emisiilor periculoase? Raportarea oricărui echipament defect pentru a fi reparat sau înlocuit. Închiderea utilajelor și echipamentului, incluzând generatoarele când nu sunt folosite. Închiderea ferestrelor și a ușilor în spațiile social-sanitare când se folosește căldura. Care dintre următoarele documente oferă informații pentru protecția contra unei substanțe periculoase? Evaluarea COSH. Vi s-au dat dopuri de urechi de unică folosință, dar vă tot cad din urechi. Ce este de făcut? Încetați activitatea până ce faceți rost de altele mai potrivite și până ce vi se arată cum să le fixați. Ce ar trebui să faceți într-o situație de urgență?
să urmați procedura de urgență pe șantier. Care este principalul act normativ care reglementează folosirea echipamentului de lucru la înălțime? Work at Height Regulations. Care este cel mai bun mod de a evita căderea altor persoane prin goluri, găuri sau panouri fragile de acoperiș? Fixați materiale de acoperire care să preia greutatea unei persoane și puneți semne avertizoare. Ce ar trebui să faceți dacă sunteți într-un spațiu închis când sună alarma de detectare a gazelor? Părăsiți imediat spațiul închis. Lucrați într-un spațiu închis și remarcați un miros ca de ou stricat. Ce înseamnă acest lucru? Sulfură de hidrogen. La care din următorii trei factori trebuie să vă gândiți când ridicați o greutate? Metoda de prindere sau apucare fermă. Greutatea acesteia. Dimensiunea și forma acesteia. Ce ar trebui să faceți dacă vreți să deveniți persoana care acordă primul ajutor? Să întrebați dacă puteți să participați la un curs de prim ajutor. Nu sunteți instruit în acordarea primului ajutor și o persoană își pierde cunoștința. Ce ar trebui să faceți? Să trimiteți după ajutor medical. Vi s-a cerut să săpați pentru a dezveli cabluri electrice. Vi s-a dat o unealtă de evitare a cablurilor, CAT, pentru a le detecta, dar nu vi s-a arătat cum să o folosiți. Ce ar trebui să faceți? Raportați supraveghetorului că nu ați fost instruit. Este posibil să găsiți un recipient despre care s-ar putea să credeți că are substanțe chimice în interior. Care este primul lucru pe care trebuie să-l faceți? Asigurați-vă că rămâne neperturbat și raportați-l. Ce aveți de făcut dacă vedeți oricare dintre aceste etichete pe o substanță? Aflați cum trebuie utilizată substanța în siguranță, întrucât este inflamabilă. Ia foc ușor. De ce se folosește pe șantiere curentul electric de 110 volți în loc de 230 de volți ca în uzul domestic? Probabilitatea de deces e mai mică. Ce ar trebui să faceți dacă echipamentul electric pe care îl folosiți se oprește brusc? Să opriți echipamentul și să căutați semne de avarie. Ce trebuie să faceți dacă scăpați casca de protecție de la înălțime pe o suprafață dură? Să vă încetați activitatea și să luați o nouă cască de protecție. Care dintre următoarele lucruri nu se clasifică a fi neplăceri produse vecinilor pe șantier? Iluminatul orientat cu atenție spre șantier. Pentru manipularea unei substanțe chimice, aveți nevoie de echipament individual de protecție, EIP. Nu vă este pus la dispoziție. Ce este de făcut? Nu începeți lucrarea înainte să primiți echipamentul de protecție a respirației și pregătirea corespunzătoare. Care dintre următoarele două articole pot fi clasificate drept deșeuri periculoase? Tuburi de neon. Hârtie sugativă folosită din trusa de oprire a scurgerilor care conține ulei. De ce este o problemă serioasă expunerea în exces la vibrațiile produse de unelte și echipamente? Vibrația poate cauza o dizabilitate care nu poate fi vindecată. Trebuie să luați un obiect din spatele unei furgonete, dar este prea departe ca să ajungeți la el. Ce ar trebui să faceți?
faceți o cale de acces ca să-l puteți apuca bine. Zgomotul poate dăuna auzului dumneavoastră. Care este un prim semn al acestei probleme? Surzire temporară sau țiuit în urechi. De ce nu trebuie să puneți baterii neîmpachetate în trusa de scule? Dacă contactele fac scurt circuit, pot cauza un incendiu. Trebuie să munciți într-un spațiu izolat. Nu există nicio echipă de salvare sau niciun plan de salvare. Ce este de făcut? Nu intrați până ce nu există un plan sau o echipă de salvare. În timp ce folosiți un generator pentru o sursă de iluminare, se stinge lampa. Aveți o lampă de rezervă. Ce ar trebui să faceți? Deconectați sursa de iluminare de la generator înainte de a înlocui lampa. Este necesară inspectarea sculelor de mână simple precum mistriile, șurubelnițele, fierăstraiele și ciocanele? Da, trebuie inspectate de fiecare dată când vreți să le folosiți. Când trebuie să purtați încălțăminte de protecție pe șantier? Întotdeauna. Ce trebuie să verificați dacă lucrați într-un coridor care are și o rută de ieșire în caz de incendiu? Dacă uneltele și echipamentul dumneavoastră nu blochează ruta. Trebuie să mutați o sarcină în timp ce stați jos, nu în picioare. Ce sarcină puteți ridica în condiții de siguranță? Mai puțin decât de obicei. Care este cea mai bună metodă de a vă asigura că scara este sigură și că nu va aluneca? Legați-o la capătul superior. Este nevoie să folosiți o unealtă pneumatică. Care dintre următoarele trei riscuri vă pot afecta? Praf răspândit în aer și fragmente care sar. Furtunuri care se scurg. Vibrație mână-braț. Folosiți un cărucior pentru a muta o sarcină grea pe o distanță lungă și se desprinde o roată. Ce este de făcut? Găsiți o altă modalitate de a transporta sarcina. Veți face o lucrare care necesită folosirea unei unelte electrice pentru a tăia sau poliza materiale. Indicați două modalități de a controla praful. Montați un extractor sau colector de praf pe utilaj. Tăiere umedă. Cine ar trebui să fie implicat în crearea unui sistem sigur de lucru pentru manipularea manuală pe care o faceți dumneavoastră? Dumneavoastră și supraveghetorul angajatorul dumneavoastră. Vedeți un șofer care realimentează un excavator. Cea mai mare parte a motorinei se varsă pe jos. Care este primul lucru pe care trebuie să îl faceți? Spuneți-i imediat șoferului. Care sunt cele două condiții pentru exploatarea instalațiilor pe șantier? Trebuie să fiți autorizat, autorizată. Trebuie să fiți instruit, instruită și calificat, calificată. Ce trebuie să faceți dacă un cablu prezintă o tăietură în izolația exterioară? Să raportați defecțiunea și să vă asigurați că nimeni nu mai folosește cablul. Ce tipuri de accidente trebuie înscrise în registrul de evidență a accidentelor? Toate accidentele care cauzează o vătămare. Cum puteți ajuta la prevenirea accidentelor? Prin raportarea condițiilor de muncă periculoase. De ce aveți nevoie înainte de a supraveghea activitatea de ridicare cu macaraua? Trebuie să fiți instruit, instruită și evaluat, evaluată, ca fiind calificat, calificată.
Ce semnificație are acest indicator? Risc de electrocutare. Sunteți în vreun fel răspunzător, răspunzătoare pentru minimizarea cantității de deșeuri rezultate? Da, întreg personalul de pe șantier este răspunzător de acest lucru. Întreprindeți o activitate zgomotoasă și vă dați seama că nu poate fi terminată în timpul orelor normale de lucru ale șantierului. Care este primul lucru pe care ar trebui să-l faceți? Opriți lucrul și informați conducerea ca să investigheze impactul cu orele de lucru. Dacă purtați o curea de susținere a spatelui atunci când ridicați greutăți, vă puteți răni la fel de ușor ca atunci când nu purtați o astfel de curea. Ce reprezintă acest semn? Ruta de evacuare sau ieșirea în caz de urgență se află la dreapta. Cum credeți că puteți afla normele de sănătate și securitate ale șantierului prima dată când ajungeți pe șantier? În timpul instructajului introductiv. Ce trebuie să se întâmple de fiecare dată când o tură începe munca într-o groapă? O persoană calificată trebuie să inspecteze groapa. Cine este responsabil cu gestionarea sănătății și siguranței pe șantierele de construcție? Șeful de șantier. Suferiți o leziune provocată de un accident la locul de muncă. Când ar trebui să raportați acest lucru? Imediat sau cât se poate de curând? Trebuie să ridicați o sarcină care nu este grea, dar este atât de mare încât nu puteți vedea în față. Ce este de făcut? Rugați pe cineva să vă ajute să transportați sarcina, astfel încât amândoi să puteți vedea în față. Trebuie să transportați o sarcină care ar putea fi prea grea pentru dumneavoastră. Nu puteți să o împărțiți în părți mai mici și nu e nimeni care să vă ajute. Ce este de făcut? Nu mișcați sarcina până nu găsiți o metodă sigură. Ce se întâmplă cu duza unui stingător de incendiu cu bioxid de carbon? Devine foarte rece. Dacă credeți că ați găsit azbest, care este primul lucru ce trebuie făcut? Să vă încetați activitatea și să îi avertizați pe ceilalți. Ce ar trebui să faceți dacă credeți că o lucrare la înălțime devine periculoasă? Opriți lucrul imediat și raportați supraveghetorului. Unde ar trebui să mergeți dacă auziți alarma de incendiu? La punctul de adunare. Cum puteți afla dacă un produs este periculos? De la simbolurile de avertizare de pe eticheta recipientului sau ambalajului. Trusa de prim ajutor de pe șantier este întotdeauna goală. Ce este de făcut? Aflați cine este persoana responsabilă cu trusa de prim ajutor și anunțați-o. Câte persoane ar trebui să se afle pe scară în același timp? Una. Lucrați pe un acoperiș plat. Care este cel mai bun mod de a evita căderea de pe margine? Protejați marginea cu o balustradă și cu o bordură. Vi s-a solicitat să executați o lucrare care va genera praf. Ce este de făcut? Folosiți echipament ce va elimina sau reduce cantitatea de praf, purtând în același timp echipamentul individual de protecție EIP corespunzător. Care este cea mai frecventă cauză de afectare a sănătății pe termen lung în industria construcțiilor? Inhalarea de praf și gaze periculoase.
Dacă trebuie să vă răsuciți sau să vă întoarceți corpul când ridicați și lăsați o sarcină, înseamnă că greutatea pe care o puteți ridica în siguranță este mai mică decât cea obișnuită. Când ar trebui o excavație să aibă pereți de sprijinire sau trepte? Dacă există un risc ca marginile să cadă, indiferent de adâncime. Dați două motive pentru care gazul metan reprezintă un pericol în spații închise. Poate exploda. S-ar putea să nu aveți suficient oxigen pentru a respira. Ce document ar trebui furnizat când se livrează un articol dintr-un echipament de ridicare? Un raport de examinare detaliată. Cum verificați dacă un RCD, dispozitiv pentru curent rezidual, conectat la o sculă electrică, funcționează? Apăsați butonul de test de pe RCD. Care două consecințe sunt posibile pentru dumneavoastră dacă angajatorul nu ia măsuri de prevenire? Puteți suferi un accident. S-ar putea să fiți incapabil să lucrați, ceea ce v-ar afecta venitul și viața de familie. Care dintre următoarele nu reprezintă o obligație legală pentru dumneavoastră în calitate de muncitor? Să vă scrieți propriile evaluări privind riscurile. Care sunt două din responsabilitățile dumneavoastră când lucrați la înălțime? Să folosiți echipament de acces. Să vă asigurați că sunteți suficient de instruit. Sunteți într-o echipă de muncitori și folosiți un târnăcop cu izolație ca să spargeți o suprafață. La care două lucruri ar trebui să vă gândiți. Că stați prea aproape de muncitorul care manevrează târnăcopul. Că stați în fața sau în spatele lucrătorului care folosește târnăcopul. Tocmai a fost oprit un excavator. Din el se scurge un lichid și s-a format o mică baltă sub partea din spate a mașinii. Ce ar putea să însemne acest lucru? Mașina prezintă o fisură și s-ar putea dovedi a fi nesigură. Ați fost martora unui accident grav pe șantier și vi se vor pune întrebări de către un inspector de la Organizația pentru Protecția Muncii, HSE. Ce ar trebui să faceți? Să cooperați și să-i spuneți inspectorului exact ce ați văzut. Când există un risc sporit ca un vehicul de pe șantier să rănească un pieton? Când este în marș arier. În timpul instructajului introductiv, nu înțelegeți ceva din ceea ce spune prezentatorul. Ce este de făcut? Rugați-l să mai explice o dată chestiunea. Care este motivul principal pentru care trebuie implementate tehnici corecte de manipulare de obiecte? Pentru a preveni accidentarea. Ce semnificație are acest indicator? Accesul pietonilor sau al persoanelor care merg pe jos este interzis. Două din următoarele detalii nu trebuie consemnate în registrul accidentelor. Care sunt ele? Numărul dumneavoastră de telefon. Numărul dumneavoastră de asigurare națională. Sunteți gata să începeți o lucrare? De unde știți dacă aveți nevoie de un permis de lucru?
Vi se va spune la instruirea de pe șantier și nu vi se va permite să începeți lucrul până nu s-a emis permisul de lucru. Care trei dintre următoarele articole trebuie etichetate cu acest semn? Orice produs care conține azbest. Azbestul brut. Deșeurile de azbest. Ați constatat că un reper nu poate fi încorporat așa cum a fost proiectat. Ce ar trebui făcut? Raportați supraveghetorului înainte de începerea lucrului. S-a raportat un incendiu puternic. Nu ați fost instruit să folosiți stingătoarele. Ce trebuie să faceți? Să mergeți direct în locul de adunare. Credeți că un utilaj mobil este exploatat prea aproape de locul în care trebuie să vă desfășurați activitatea? Ce este de făcut mai întâi? Opriți-vă din activitate și vorbiți cu supraveghetorul dumneavoastră. Trebuie să ridicați o sarcină grea. Ce trebuie să facă angajatorul dumneavoastră în acest caz? Să facă o evaluare a riscurilor misiunii. Care este cea mai sigură cale de a intra și a ieși dintr-o groapă adâncă? Folosiți o scară fixă. Pentru care două tipuri de incendiu este potrivit un stingător cu pulbere uscată identificat printr-o bandă albastră. Lichide inflamabile. Incendii la instalații electrice. Care două lucruri sunt importante în folosirea dispozitivelor ajutătoare de ridicare? Dispozitivul ajutător de ridicare trebuie să fie adecvat sarcinii respective. Utilizatorul trebuie să fie instruit în folosirea corectă a dispozitivului ajutător de ridicare. Trebuie să treceți pe lângă o macara mobilă cu rotație de 360 de grade. Macaraua se află în funcțiune lângă un zid. Care este pericolul principal? Ați putea fi zdrobit, zdrobită, dacă treceți printre macara și zid. Ce reprezintă acest semn? Dăunătoare mediului. De ce este importantă raportarea incidentelor ratate de pe șantier? Pentru a învăța din ele și pentru a preveni o nouă apariție a acestora. Când folosiți utilaje electrice, este important să împiedicați ridicarea prafului în aer. Când nu este periculos să lucrați în apropierea unui cablu electric aerian? Dacă curentul este întrerupt. Ce echipament trebuie să folosiți ca să săpați manual în jurul utilităților subterane? O cazma sau o lopată izolată? Supraveghetorul vă cere să conduceți un autocamion cu benă basculantă. Nu ați mai condus niciodată așa ceva. Ce este de făcut? Explicați-i supraveghetorului că nu sunteți instruit și, prin urmare, nu îl puteți conduce. De obicei, lucrul într-un spațiu închis necesită o evaluare a riscului, o specificație de metode și ce alt document privind siguranța. Un permis de intrare. Ce nu este important de verificat când se ia în considerare folosirea unui extractor încorporat pentru a controla praful produs de o sculă electrică? Dacă extractorul este nou. Trebuie să folosiți un echipament de 230 de volți. Cum vă protejați de electrocutare? Folosiți un RCD, dispozitiv pentru curent rezidual, portabil. Ce ar trebui să faceți dacă vi se deteriorează echipamentul individual de protecție, PPE?
să vă opriți din ceea ce faceți până vă este înlocuit. Folosiți o roabă pentru a muta o sarcină grea. Este aceasta o manipulare manuală? Da, dumneavoastră manipulați manual sarcina. Când poate operatorul unui utilaj mobil să permită accesul persoanelor în sau pe un utilaj? Numai dacă este proiectat să transporte persoane și dacă are un scaun în acest scop. Cineva care lucrează într-o gaură de acces adâncă a leșinat. Ce ar trebui să faceți mai întâi? Strigați și dați alarma întrucât este nevoie de o echipă de salvare instruită. Se ivește o urgență în timp ce sunteți pe șantier. Ce ar trebui să faceți mai întâi? Să urmați procedura de urgență pe șantier. Cineva se arde la mână. Care este cel mai indicat lucru de făcut? Să-i puneți mâna în apă rece sau sub un robinet unde curge apă rece. Care sunt două dintre riscurile ce apar în transportul unei greutăți în condiții de frig și umiditate? Drumul poate fi alunecos. Abilitatea dumneavoastră de a duce greutatea este redusă. S-a prăbușit o schelă și ați fost martoră? Ce ar trebui să declarați când sunteți întrebată despre accident? Să spuneți exact ce ați văzut. Pe ambalajul unei substanțe scrie sensibilizant. Acest lucru înseamnă că ați putea deveni alergic la ea și ați putea avea reacții alergice. Care sunt facilitățile minime legale care trebuie puse la dispoziție pentru spălarea mâinilor pe șantier? Apă caldă și rece, săpun și ceva de uscat, mâinile. Ce trebuie să faceți dacă vedeți că o basculantă este condusă cu viteză prea mare? Nu-i stați în cale și raportați incidentul. Care parte a corpului este cea mai expusă accidentării în timpul ridicării sarcinilor grele? Spatele. Descoperiți o pasăre într-un cuib aflat în locul în care trebuie să vă desfășurați activitatea. Ce este de făcut? Atenționați-i pe ceilalți de prezența acesteia în timp ce mergeți să informați supraveghetorul. Ce reprezintă semnele cu un cerc roșu și alb și o linie diagonală? Semne de interdicție. Nu trebuie să faceți un anumit lucru. Unde este punctul de adunare în caz de urgență? La locul special amenajat. Conform reglementărilor privind manipularea manuală, toți muncitorii trebuie să respecte sistemele de muncă în condiții de siguranță ale angajatorului lor. Vă aflați într-un șanț adânc. Un camion dă cu spatele către șanț și motorul este lăsat pornit. Ce este de făcut? Ieșiți imediat din șanț. Ce semnificație are acest indicator? Fumatul interzis. Care dintre următoarele se elimină ca deșeu periculos? Cutii cu resturi de vopsea pe bază de ulei. Când ar trebui înlocuită îmbrăcămintea de înaltă vizibilitate? Dacă este murdară sau deteriorată? Ce ar trebui să purtați dacă există un risc să vă sară fragmente de material în ochi? Ochelari rezistenți la impact. Ce criterii ar trebui să îndepliniți pentru a folosi o unealtă electrică? Trebuie să fiți instruit și competent. De ce trebuie ca angajatorul să vă pună la dispoziție îmbrăcăminte impermeabilă corespunzătoare dacă trebuie să lucrați afară pe vreme rea?
Trebuie să vă protejați de intemperii și se reduce și riscul de dureri musculare cauzate de frig și umezeală. Care este calea cea mai bună de a vă proteja sănătatea pe termen lung față de praful dăunător atunci când sfredeliți, tăiați, șlefuiți sau polizați? Folosiți extracția de praf sau tăierea umedă, purtați o mască de praf clasificată FFP3, protecție pentru auzi și ochelari anti-impact. Ce semnificație are acest indicator? Acoperiș fragil. Nu călcați direct pe acoperiș, ci folosiți măsuri de protecție împotriva căderii. Ce aveți de făcut dacă vedeți oricare dintre aceste etichete pe o substanță? Aflați de ce protecție aveți nevoie, întrucât substanța este corozivă și vă poate răni pielea la contactul cu ea. Care este metoda cea mai bună de a proteja un cablu prelungitor și de a reduce totodată riscul de împiedicare? Trageți cablul pe deasupra capului. După ce vă observă la lucru, un inspector de la Autoritatea pentru Sănătate și Securitate în Muncă, HSE, emite o notă privind îmbunătățirea condițiilor de muncă. Ce înseamnă acest lucru? Nu respectați normele de protecție. Ce semnificație are acest indicator? Trebuie să purtați echipament de protecție a auzului. Ce trebuie să faceți dacă sunteți nevoiți să strigați ca să vă faceți auzit pe șantier? Opriți lucrul și semnalați problema supraveghetorului. Ce semnificație are acest indicator? Duș de prim ajutor în caz de urgență. Ce ar trebui să faceți în cazul în care capul ciocanului este slăbit? Să opriți activitatea și să reparați sau să înlocuiți ciocanul. Ce semnificație are acest indicator? Atenție, raze laser! Ce faceți dacă se termină apa folosită pentru controlarea prafului? Vă opriți și realimentați cu apă. Care sunt principalele două motive pentru care deșeurile ar trebui sortate pe șantier? Pentru ca deșeurile să poată fi folosite sau reciclate mai ușor. Este mai ieftin să se elimine deșeurile sortate. Ce reprezintă acest semn? Nu este permisă utilizarea de aparate mobile. Dacă trebuie să folosiți un utilaj vibrant, chiar și pentru o scurtă perioadă de timp, cum puteți reduce riscul sindromului degetului alb cauzat de vibrații? Nu țineți utilajul prea strâns. Trebuie să vă desfășurați activitatea în vecinătatea unui cablu electric. Cablul are fire neizolate. Ce este de făcut? Anunțați supraveghetorul și țineți distanța. De ce trebuie să aveți o instruire completă înainte de a folosi o unealtă ce acționează prin împușcare? Funcționează ca un pistol și pot fi periculoase în mâini neexperimentate. Cine ar trebui să se prezinte la instructajul de pe șantier? Toți cei care intră pe șantier. Trebuie să stivuiți materiale pe o platformă de lucru. Care este metoda cea mai bună pentru a preveni căderea lor peste bordură? Montați pe margine borduri de cărămidă sau plase. Care este principala problemă în folosirea cremei barieră pentru protecția pielii? O penetrează ușor multe substanțe dăunătoare. Vi se cere să folosiți echipament de acces pentru a cărui utilizare nu ați fost instruit.
ce ar trebui să faceți? Opriți lucrul și vorbiți cu supraveghetorul dumneavoastră. Pentru care tip de incendiu nu ar trebui folosit un stingător cu dioxid de carbon, CO2, identificat printr-o bandă neagră? Metal și metal topit. Când trebuie puse la dispoziție sticle pentru spălarea ochilor? Pe toate șantierele unde există pericolul să le intre persoanelor ceva în ochi. Ce nu cuprinde un permis de muncă la cald? Unde se află secția locală de pompieri? Care două stingătoare nu ar trebui folosite în caz de incendii provocate de instalații electrice? Apă. Spumă, bandă crem. Care este obiectivul principal în desfășurarea unei investigații a accidentului? Găsirea cauzelor pentru a preveni repetarea accidentului. Credeți că zgomotul de la serviciu va afecta auzul? Ce este de făcut? Rugați-vă angajatorul sau doctorul să vă programeze pentru un test auditiv. Pentru a reduce pericolul de împiedicare și rănire cauzat de conectoarele și prelungitoarele lăsate în dezordine, două lucruri trebuie făcute. Trageți cablurile și conectoarele la înălțime deasupra capului, ușilor și pasajelor de trecere. Trageți cablurile și conectoarele pe lângă perete. Cum poate toată lumea de pe șantier să ajute la deratizare? Să pună resturile de mâncare și băutură în coșurile de gunoi puse la dispoziție. Ce nu ar trebui inclus într-o trusă de prim ajutor? Pastile și doctorii. Care este principalul risc în folosirea unei dălți sau unei apărători de frecare cu cap ciupercă? Se poate despica și va arunca fragmente în aer. Care două dintre următoarele vă vor ajuta să cunoașteți procedurile de urgență pe șantier și numerele de telefon în caz de urgență? Participarea la instructajul introductiv. Citirea avizierelor de pe șantier. Trebuie să ridicați o sarcină de pe jos. Ar trebui să vă țineți. Picioarele ușor depărtate, un picior ușor în față, genunchi îndoiți. Ce poate cauza dermatita profesională? Contactul cu unele chimicale sau alte substanțe. Înainte de începerea activității într-un spațiu izolat, cum ar trebui verificat aerul? Aerul ar trebui testat cu ajutorul unui instrument de măsură. Cu ce altă boală se pot confunda primele simptome ale bolii Weill, leptospiroză? Gripă. Ce ar trebui să faceți dacă vedeți pilonii de susținere mișcându-se în timp ce lucrați la o excavație? Să vă asigurați că dumneavoastră și ceilalți ieșiți repede din groapă. Ce ar trebui să folosiți pentru a vă curăța mâinile foarte murdare? Apă și săpun. Ce semnificație are acest indicator? Zona prin care circulă vehicule industriale. La ce folosește purtarea protecției pentru auz? Reduce zgomotul nociv la un nivel acceptabil. Ce semnificație are acest indicator? Nu există cale de ieșire. Sunteți mai puțin predispusă să suferiți de vibrația mână-braț dacă nu vă este frig și sunteți uscat. Ce reprezintă acest semn?
Punct de prim ajutor. Ce trebuie să verificați când folosiți apă pentru controlarea prafului în timpul tăierii? Dacă fluxul apei este reglat corect. Ce previn balustradele de protecție care înconjoară o excavație? Căderea în șanț și rănirea. În cazul în care ați suferit un accident ușor, cine ar trebui să-l raporteze? Dumneavoastră. Trebuie să scoateți o balustradă pentru a putea să desfășurați o anchetă. Nu sunteți expert, expertă în schele. Aveți voie să scoateți balustradă? Nu. Doar o persoană expertă în schele poate scoate și pune la loc balustrada. Ce semnificație are acest semn de avertizare? Pe termen lung, substanța poate cauza pericole grave pentru sănătate. Care dintre următoarele nu trebuie înregistrate în registrul de evidență a accidentelor de muncă? Numărul dumneavoastră de asigurare națională. Ce trebuie să faceți dacă este nevoie să treceți pe lângă cineva care folosește o macara mobilă? Să alegeți un alt drum departe de macara. Cuiva i-a intrat nisip în ochi. Ce ar fi indicat să faceți? Să-i țineți ochiul deschis și să-l clătiți cu apă sterilizată sau cu soluție specială pentru ochi. Care este cauza de deces principală în timpul lucrului în spații închise? Lipsa oxigenului. Un camion trebuie să răstoarne materiale într-un șanț. Cine ar trebui să dea semnale șoferului de camion? Doar persoana instruită și desemnată să facă acest lucru. Ce aveți de făcut dacă vedeți oricare dintre aceste etichete pe o substanță? Aflați cum trebuie utilizată substanța în siguranță, întrucât ar putea exploda. V-ați tăiat la deget și sângele nu se oprește. Ce ar trebui să faceți? Să găsiți o persoană responsabilă cu oferirea primului ajutor sau să solicitați alt tip de asistență medicală. Ce afecțiune poate fi prevenită dacă purtați mănuși corecte în timp ce manipulați o substanță periculoasă? Bolile de piele. Când este acceptabil să permiteți cuiva să opereze o platformă de ridicare mobilă de persoane, MEUP? Dacă persoana de pe MEUP nu poate acționa platforma datorită unei urgențe. Ce înseamnă dacă vedeți gheață formată în jurul supapei unei butelii cu gaz petrol lichefiat, LPG? Supapa permite scurgerea. Cui trebuie să-i raportați un accident grav? Angajatorului. Cineva din apropierea dumneavoastră folosește echipament zgomotos și dumneavoastră nu purtați echipament de protecție a auzului. Ce este de făcut? Părăsiți zona până ce vă echipați cu echipament individual de protecție EIP corespunzător. Care este voltajul recomandat pentru folosirea în siguranță a echipamentului electric pe șantiere? 110 volți. De ce ar trebui să purtați cizme de cauciuc când lucrați în ciment umed? Pentru a preveni dermatita și arsurile de piele. În timpul unei excavări în pământul dezgropat, dați de monede vechi interesante. Ce ar trebui să faceți? Opriți lucrul și contactați supraveghetorul.
cine ar trebui să ridice, să demonteze sau să modifice o țeavă și să monteze o schelă. Oricine este instruit, calificat și autorizat. Ce ar trebui să faceți dacă autorizația de lucru expiră înainte de terminarea lucrării într-un spațiu închis? Să părăsiți spațiul izolat înainte de expirarea permisului. Trebuie să plătiți pentru orice fel de echipament individual de protecție EIP necesar? Nu, angajatorul trebuie să plătească pentru el. De ce este periculos ca o roată polizoare să funcționeze peste viteza maximă recomandată? Roata s-ar putea spulbera și fragmenta. Trebuie să folosiți un ham integral. Nu ați mai folosit niciodată așa ceva. Ce este de făcut? Solicitați consiliere și formare din partea unui specialist. Ce oferă o autorizație de lucru? Realizarea anumitor lucrări în condiții de siguranță și control. Vedeți o macara mobilă ridicând o sarcină. Sarcina e pe cale să lovească ceva. Ce este de făcut? Încercați să avertizați persoana care supraveghează sau îngrădește activitatea de ridicare. Ce este sindromul vibrației mână-braț, HAVS, cunoscut și sub numele de sindromul degetului alb? O afecțiune care poate duce la o vătămare permanentă. S-a emis o notă de interdicție pentru întregul șantier. Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră? Trebuie să vă opriți din muncă deoarece șantierul este nesigur. Care dintre următoarele acțiuni nu trebuie să le faceți pentru a verifica dacă masca cuiva funcționează? Scufundați-o în apă ca să vă asigurați că este etanșă. Ce reprezintă acest semn? Trebuie purtate salopete de protecție. Cuiva i-a intrat un cui în picior. Nu sunteți calificați să dați prim ajutor. De ce nu ar trebui să scoateți cuiul? Cuiul ajută la reducerea sângerării. Adoptarea de metode corecte de manipulare vă ajută să vă protejați spatele și să reduceți riscul de vătămare. Ați fost rănit într-un accident de muncă și ca urmare lipsiți mai mult de 7 zile. Care din următoarele 2 acțiuni trebuie îndeplinite? Angajatorul dumneavoastră trebuie să informeze Organizația pentru Protecția Muncii, HSE. Accidentul trebuie consemnat în Registrul Accidentelor de Muncă. Care sunt cele 2 roluri principale ale apărăturilor la mașinile de tăiere și polizare? Să împiedice sărirea fragmentelor în aer. Să vă împiedice să intrați în contact cu lama sau roata. Ce semnificație are acest indicator? Trebuie să purtați cizme de protecție sau pantofi de protecție. Suspectați că cineva a băut alcool sau că este sub influența acestuia. Ce ar trebui să faceți? Spuneți-i ce vă îngrijorează și asigurați-vă că este îndepărtat de pe șantier în siguranță. Trebuie să folosiți o substanță periculoasă. Cine ar trebui să vă explice riscurile pentru sănătate și metoda de muncă în condiții de siguranță? Pe supraveghetorul sau angajatorul dumneavoastră? Dacă un produs are una dintre următoarele etichete, unde ar trebui să aruncați recipientul sau reziduurile? Urmați instrucțiunile specifice de pe etichetă sau urmați instrucțiunile de lucru? Dacă medicul vă spune că aveți boala Weill, leptospiroză, contractată pe șantier,
De ce e nevoie să-i spuneți acest lucru angajatorului dumneavoastră? Angajatorul dumneavoastră va trebui să raporteze la Organizația pentru Protecția Muncii. Ce semnificație are acest indicator? Furtunul de stingere a incendiului se află aici. De ce mai are nevoie un foc ca să ardă, în afară de temperatură mare și combustibil? Oxigen. Săpați și observați că din sol iese un miros ciudat. Ce ar putea să însemne? Solul ar putea fi contaminat. Care două dintre căile de protejare ale auzului sunt recomandate? Dopuri de urechi. Apărătoare de urechi. Pot lucrătorii de ambele sexe să folosească aceleași toalete pe un șantier? Dacă toaleta este într-o cameră care se poate încuia și este separată cu un perete de pisoare. Care din următoarele motive este cel mai important pentru ca o persoană să fie instruită și competentă înainte de a-i se permite să intre într-un spațiu închis? Cei care intră în spații închise trebuie să înțeleagă care sunt pericolele potențiale. Sunteți pe cale să începeți o lucrare. Cum știți dacă aveți nevoie de echipament individual de protecție, EIP, suplimentar? Din evaluarea riscurilor sau declarația de metode. Care dintre articolele de echipament individual de protecție, PPE, trebuie purtat când trebuie să lucrați la înălțime, peste sau lângă o apă adâncă? Vestă de salvare. Care dintre următoarele specii de animale este cea mai probabilă purtătoare a bolii vei, leptospiroza, pe șantierele de construcție? Șobolanii. Dacă cineva este rănit la locul de muncă, cine ar trebui să înregistreze accidentul în registrul de evidență a accidentelor de muncă? Persoana rănită sau o persoană care acționează în numele acesteia? Care din următoarele este o activitate de manipulare de obiecte? Activități de împingere, tragere, coborâre sau ridicare. Ce înseamnă dacă echipamentul pe care îl folosiți are o notă de interdicție de folosire? Nu trebuie să le folosiți până ce nu sunt sigure. În timp ce vă deplasați pe șantier, care este cea mai bună metodă de a evita un accident cu un utilaj mobil? Mergeți doar pe traseele destinate pietonilor. În timpul săpăturilor găsiți o linie din bandă colorată. Ce înseamnă? Există utilități îngropate și excavarea trebuie continuată cu grijă. Trebuie să folosiți o schelă turn mobilă. Frânele nu funcționează. Ce este de făcut? Nu folosiți turnul. Care este cel mai important motiv pentru a vă păstra locul de muncă curat și ordonat? Pentru a preveni alunecarea, împiedicarea și căderea. Cum se definește de obicei lucrul la înălțime? Lucrul la orice înălțime de la care o cădere ar produce vătămare. Ce ar trebui să faceți dacă ați fost martor, martoră la un accident grav pe șantier? Să-i spuneți supraveghetorului dumneavoastră că ați văzut ce s-a întâmplat. Ce ar trebui să faceți dacă nu puteți îndeplini o sarcină în modul descris în specificația de metode? Nu începeți lucrarea înainte să fi vorbit cu supraveghetorul. Ce boală ați putea dobândi dacă inhalați praf de azbest? Boli de plămâni.
care este singura situație în care nu trebuie să purtați pe șantier protecție pentru cap. Dacă sunteți într-o zonă sigură, ca de exemplu clădirea administrativă sau cantină. Când nu este periculoasă traversarea unui acoperiș șubred. Dacă folosiți scări de acoperiș cu bare de mână. Ce ar trebui să faceți dacă caloriferele sunt deschise și este prea cald în cabinele de pe șantier? Reduceți căldura. Cum trebuie eliminate deșeurile periculoase? Aruncați într-un container cu etichetă corectă sau întrebați supraveghetorul. În ce situație există o șansă crescută de a vă îmbolnăvi de boala Weil? Dacă lucrați aproape de un teren umed, apă sau canalizare. De ce sunt cimentul, mortarul și betonul un pericol pentru sănătatea dumneavoastră? Pot cauza arsuri de piele și dermatită. Ați suferit un accident la lucru și detaliile sunt înscrise în registrul de accidente. Ce trebuie făcut cu acest raport al accidentului? Trebuie tratat confidențial potrivit legii protecției datelor și păstrat cel puțin 3 ani. Vreți să depozitați un palet cu cărămizi sub un copac. Ce ar trebui să faceți? Nu-l puneți acolo deoarece compactarea solului va vătăma rădăcinile copacului. Cum ar trebui să fiți informată, cu privire la ce aveți de făcut în caz de urgență? Prin instructajul introductiv, citind avizierul șantierului. Ce reprezintă semnele verzi și albe? Indicatoare de siguranță. Vă oferă informații. Care afirmație este corectă în cazul în care depozitați materiale pe o platformă de lucru? Materialele trebuie depozitate astfel încât să nu cadă, iar platforma trebuie să fie capabilă să le susțină greutatea. Unde ați putea întâlni azbestul? În orice construcție ridicată sau renovată înainte de anul 2000. Cum trebuie să purtați casca de protecție ca să vă ofere o protecție maximă? Pe tot capul. Aveți un țiuit în urechi după ce ați folosit un echipament care produce zgomot. Ce înseamnă aceasta? Auzul v-a fost afectat temporar. La ce nu vă așteptați să vedeți dacă transportul pe șantier este bine organizat? Pietoni și utilaje mobile folosind aceleași druburi. Care este principalul motiv pentru care trebuie să existe o persoană la ieșirea dintr-un spațiu izolat pe durata desfășurării de activități în spațiul izolat? Ca să înceapă planul de salvare în caz de urgență. Ce boală puteți căpăta dacă inhalați praf și gaze pe o perioadă de timp? Boli de plămâni profesionale. Care dintre următoarele metode este cea mai bună pentru a minimaliza riscul de accidentare în manipularea de obiecte? Care două din următoarele acțiuni pot reduce deșeurile? Refolosiți pe cât posibil bucăți de material, ca de exemplu jumătăți de cărămizi, în loc să le aruncați. Luați sau deschideți numai necesarul și returnați sau resigilați orice materiale rămase. Dacă cineva a venit în contact cu un cablu sub tensiune, ce ar trebui să faceți mai întâi? Să opriți alimentarea cu energie și să sunați după ajutor. Cum poate fi azbestul identificat corect? Prin analizarea unei probe în laborator.
Care sunt cele două riscuri de incendiu întâlnite în general pe șantierele de construcție? Lucrările la cald necontrolate. Lipsa curățeniei și acumularea de deșeuri. Care dintre următoarele afirmații descriu cel mai bine un potențial incident? Un incident în care o persoană putea fi rănită sau se puteau cauza pagube mediului, proprietății sau echipamentului. Care două din următoarele sarcini de muncă pot necesita un permis de lucru la cald? Tăierea oțelului cu un polizor unghiular. Sudarea țevilor într-un sistem de încălzire centrală. Cum vă așteptați să vi se spună regulile de trafic de pe șantier? În timpul instructajului introductiv. Nivelul zgomotului poate fi o problemă dacă trebuie să strigați ca să fiți auziți de cineva care se află la care distanță? La 2 metri distanță. Sunteți implicată într-un incident periculos pe șantier, dar nu a fost nimeni rănit. Cui trebuie să raportați această situație periculoasă? Supraveghetorului de șantier sau șefului de șantier. Care este principalul motiv de folosire a dispozitivelor ajutătoare de ridicare când se execută o activitate de manipulare? Ajută la reducerea riscului de vătămare corporală. Citiți aceste afirmații despre purtarea unei căști de protecție pe vreme foarte caldă. Care dintre ele este adevărată? Trebuie să o purtați mereu și corect. Care din următoarele căi este cea mai bună pentru a confirma locul exact al utilităților subterane? Găuri de încercare. Ce ar trebui să faceți dacă aveți nevoie de apărătoare de urechi, dar lipsește căptușala amortizoare la una din căști? Nu lucrați în zone zgomotoase până ce nu le înlocuiți. Ce trebuie să faceți dacă găsiți excremente și cuiburi de porumbei într-un spațiu unde trebuie să lucrați? Opriți lucrul și cereți asistență. Un camion are probleme încercând să dea înapoi într-un spațiu îngust. Nu vi s-a făcut instructajul pentru a putea asista operațiunea. Ce ar trebui să faceți? Stați la distanță. Care este primul lucru care trebuie să îl faceți când găsiți o persoană rănită? Verificați să nu fiți în niciun pericol înainte de a verifica persoana rănită. Dacă trebuie să folosiți un utilaj vibrant, la ce vă așteptați de la supraveghetorul dumneavoastră? Să vă explice riscurile, cel mai sigur mod și durata zilnică permisă pentru utilizarea utilajului. Care dintre următoarele efecte asupra sănătății nu este produs de expunerea la vopsele și rășini care au un conținut mare de solvenți? Pierderea auzului. Doctorul va da niște medicamente. Care dintre următoarele întrebări este cea mai semnificativă? Mă vor face incapabil să lucrez sau să folosesc utilaje? Când trebuie făcută o consemnare în registrul de evidență a accidentelor de muncă? Când un accident cauzează vătămarea unui muncitor. Ce semnificație are acest indicator? Trebuie să purtați îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate. Cum puteți ajuta la prevenirea unui pericol de incendiu? Păstrând zona de lucru în ordine și aruncând deșeurile în coșurile de gunoi puse la dispoziție. Care două lucruri ar trebui să le faceți înainte de a intra într-un spațiu închis cu nămol pe fund? Fiți instruit
instruită corect și purtați echipament de protecție a respirației, RPE. Identificați ce este acel nămol. Cine ar trebui să verifice scara înainte de utilizare? Persoana care urmează să o folosească. Ce semnificație are acest indicator? Trebuie să purtați mânuși de protecție. Unde găsiți informații despre punctele de adunare? Din instructajul introductiv. Care este punctul de adunare în caz de incendiu? Unde trebuie să se ducă personalul când sună alarma de incendiu? De ce este importantă legea privind sănătatea și protecția la locul de muncă? Health and Safety at Work Act pentru dumneavoastră ca muncitor. Dați două răspunsuri. Prevede obligații legale pentru dumneavoastră ca muncitor. Impune obligații legale angajatorului pentru a vă oferi un loc de muncă în condiții de siguranță. Dacă este necesar să folosiți dopuri de urechi de unică folosință, cum ar trebui să le inserați ca să vă protejeze auzul? Rulați-le și inserați-le cât mai adânc, în același timp trăgând de vârful urechii pentru a deschide canalul. Când trebuie consemnat un accident? Numai dacă vătămarea unui muncitor cauzată de accident s-a produs în timpul lucrului. Vi s-a dat sarcina să curățați uleiul scurs dintr-un utilaj pe sol. Care este modul corect de a realiza sarcina? Puneți solul îmbinat cu ulei într-un container separat pentru colectarea acestuia ca deșeu periculos. Dacă folosiți cremă barieră de piele, ar trebui să o aplicați înainte de începerea activității. Credeți că o sarcină este pe cale să cadă de pe un încărcător cu furcă aflat în mișcare? Ce este de făcut? Păstrați distanță, dar încercați să avertizați șoferul și pe ceilalți din zonă. Pe șantier a fost livrată o încărcătură grea. Care este primul lucru care trebuie luat în considerare înainte de a o muta? Cum se poate evita ridicarea manuală a încărcăturii? De ce are angajatorul dumneavoastră responsabilitatea legală să discute cu dumneavoastră despre problemele legate de protecția muncii? Pentru că trebuie să vă informeze cu privire la aspectele care vă vor proteja sănătatea și securitatea în muncă. Trebuie să mergeți prin nămolul de pe fundul unui spațiu închis. Care dintre următoarele nu reprezintă riscuri? Leptospiroza. Care este metoda cea mai bună de a proteja persoanele de sub o schelă de obiecte care pot să cadă? Folosiți borduri pentru a împiedica obiectele să cadă. Sacii cu ciment conțin un aditiv care previne dermatita alergică. Când deschideți un sac nou, ce ar trebui să verificați ca să preveniți dobândirea dermatitei alergice? Că nu a expirat termenul de folosire. Unde există riscul de a inhala cea mai mare cantitate de praf în timpul unei operațiuni de sfredelire, tăiere, șlefuire sau polizare? Într-o încăpere mică. Ce ar trebui să faceți dacă unei unelte electrice îi lipsește apărătoarea?
Nu utilizați scula înainte de echiparea acesteia cu un dispozitiv de protecție corespunzător. Ce trebuie să faceți dacă lucrați într-o zonă unde este obligatorie protecția auzului? Să purtați mereu echipament de protecție a auzului corespunzător. Trebuie să vă întindeți mâinile deasupra capului pentru a lua o sarcină și pentru a o lăsa apoi la nivelul solului. Care dintre următoarele nu este adevărată? Puteți manipula în siguranță sarcina mai mare decât de obicei. Care două modalități reduc riscul de a transfera substanțe periculoase de la mână la gură? Spălarea mâinilor înainte de masă. Purtarea mânușilor protectoare. Toaletele de pe șantier sunt mereu murdare și nu se poate trage apa. Ce este de făcut? Anunțați persoana responsabilă de pe șantier cu privire la această problemă. Care ar trebui să fie înclinația sau unghiul de utilizare al unei scări? 75 de grade. Dacă descoperiți un incendiu, care este primul lucru pe care trebuie să-l faceți? Să porniți alarma. Medicul dumneavoastră vă spune că aveți sindromul vibrațiilor mână-braț cauzat probabil prin muncă. Ce este de făcut? Spuneți-i supraveghetorului de șantier sau angajatorului. Ce reprezintă semnele cu albastru și alb? Indicatoare obligatorii, ceea ce înseamnă că trebuie să faceți ceva. Când este permisă trecerea mijloacelor de transport ale șantierului pe un drum pietonal? Doar dacă este necesar și dacă nu există pietoni. De ce ar trebui să folosiți un RCD, dispozitiv pentru curent rezidual, pentru sculele de 230 de volți? Taie curentul repede dacă există o defecțiune. Care două din următoarele subiecte trebuie să fie abordate în instructajul introductiv? Procedurile de urgență pe șantier. Normele de șantier. Pot lucrătorii de ambele sexe să folosească aceleași facilități pentru duș pe șantier? Dacă se află într-o încăpere care se poate încuia și sunt pentru uz de către o singură persoană odată. Toate tipurile de mânuși protejează mâinile împotriva substanțelor chimice? Nu, diferitele tipuri de mănuși protejează împotriva diferitelor tipuri de pericole. Când trebuie să folosiți echipamente de protecție a vederii? Dacă există riscul unei leziuni oculare și dacă aceasta este regula șantierului. Pe ce tip de suprafață nu trebuie folosită o schelă turn mobilă? Pe sol moale sau neregulat? Trebuie angajatorul dumneavoastră să pună la dispoziție o trusă de prim ajutor? Da, fiecare punct de lucru trebuie să aibă una. Este prima dumneavoastră zi pe șantier. Realizați că nu aveți unde să vă spălați pe mâini. Ce ar trebui să faceți? Vorbiți cu supraveghetorul dumneavoastră sau șeful de șantier despre această problemă. Puteți contracta o infecție denumită tetanos de la sol sau apă contaminate. Cum ajunge în organismul dumneavoastră? Printr-o tăietură deschisă în piele.
aveți de mutat o greutate care ar putea fi prea mare pentru dumneavoastră. Care din următoarele trei metode le puteți folosi? Folosiți un dispozitiv ajutător de ridicare. Chemați pe cineva să vă ajute. Împărțiți greutatea în sarcini mai mici, dacă se poate. Trebuie să folosiți un polizor, un fierăstrău circular, o sculă acționată prin explozie sau un pistol de bătut cuie. De ce fel de echipament de protecție a ochilor aveți nevoie? Ochelari de protecție rezistenți la impact sau mască integrală pentru față. Cum poate zgomotul să vă afecteze sănătatea? Dați două răspunsuri. Pierderea permanentă a auzului. Pierderea temporară a auzului. Care sunt cele trei semne de avertizare timpurie a sindromului degetului alb cauzat de vibrații sau a sindromului de vibrație mână-braț, HAVS? Furnicături sau senzație de ace și înțepături în degete. Pierderea temporară a simțului în degete. Vârfurile degetelor devin albe. Care este motivul principal pentru participarea la un instructaj introductiv? Vor fi explicate normele de sănătate și securitate și pericolele șantierului. Când lucrați în frig, ce puteți purta sub cască ca o măsură în plus de protecție? Accesoriile special produse pentru cască, pentru folosirea acesteia în condiții de frig. Ce poate cauza astm profesional? Respirarea în praf, fum sau vapor dăunători. Ce tip de accident produce cele mai multe fatalități printre muncitori? Căderea de la înălțime. Cine ar trebui să vă pună la dispoziție echipamentul individual de protecție EIP necesar, inclusiv mijloacele pentru a-l întreține? Angajatorul dumneavoastră. La ce boală poate duce expunerea la fibre de azbest? Toate răspunsurile. Unde ar trebui consemnate accidentele care cauzează orice fel de vătămare? În registrul de evidență a accidentelor de muncă. Cine are răspunderi legale potrivit legii privind sănătatea și protecția la locul de muncă? Health and Safety at Work Act. Cea mai rapidă cale spre zona dumneavoastră de muncă este prin parcul de vehicule aparținând contractantului. Pe unde ar trebui să mergeți? Pe lângă parc de fiecare dată. Cum puteți afla unde este punctul de adunare în caz de incendiu? În timpul instructajului introductiv. Ați folosit un utilaj vibrant. Începeți să simțiți furnicături în vârful degetelor. Ce înseamnă acest lucru? Trebuie să raportați simptomele înainte ca acestea să cauzeze o problemă. Credeți că cineva și-a rupt piciorul. Ce ar trebui să faceți? Să trimiteți după persoana responsabilă cu oferirea primului ajutor sau să solicitați alt tip de asistență. Lângă dumneavoastră, cineva folosește o nivelă rotativă cu laser. Ce risc prezintă aceasta pentru sănătate? Nici unul, dacă se utilizează corect. Care din următoarele metode îi ajută pe toți să lucreze în siguranță pe șantier? Toate aceste răspunsuri. Instructajul de șantier.
instructajele pe sarcina de lucru. Evaluarea riscului și specificația de metode. Culoarea cablului electric de 110 V și a conectorului trebuie să fie galben. Cum procedați dacă aveți de dus o greutate în jos pe o pantă abruptă? Evaluați dacă puteți transporta sarcina în siguranță. Ce identifică o evaluare a riscurilor? Pericolele și modul de desfășurare a activității în condiții de siguranță. Ce aveți de făcut dacă vedeți oricare dintre aceste etichete pe o substanță? Aflați de ce protecție aveți nevoie, întrucât substanța este dăunătoare și vă poate afecta sănătatea. Care este distanța maximă recomandată între schelă și structură? Vă rugăm alegeți două răspunsuri. Nu mai mare de 225 de milimetri. Ce este o prezentare practică? O scurtă sesiune de instruire cu privire la o anumită temă privind siguranța. Care dintre următoarele activități nu este o practică bună pe șantier? Arderea deșeurilor. Ce trebuie să faceți când vă urcați pe o scară mobilă? Să aveți întotdeauna 3 puncte de contact cu scara. Angajatorul dumneavoastră trebuie să vă pună la dispoziție echipament individual de protecție, EIP, dacă aveți nevoie de protecție. Când trebuie să verificați sculele și echipamentele pentru a vedea dacă prezintă defecte? Înainte de fiecare utilizare. Ce reprezintă semnele galbene și negre? Indicatoare de avertizare. Vă atrag atenția asupra pericolelor. Săpați și loviți și deteriorați un cablu îngropat. Ce este de făcut? Nu atingeți cablul, opriți-vă activitatea și raportați incidentul. Ce trebuie să faceți dacă găsiți o scară mobilă stricată? Nu o folosiți și asigurați-vă că și ceilalți știu de defecțiune. Ce semnificație are acest indicator? Stație de spălare a ochilor în caz de urgență. Ce nu ar trebui să faceți când măturați după ce ați fredelit, tăiat, șlefuit sau polizat? Să lucrați cât se poate de repede ca să minimalizați expunerea la praf. Care din următoarele afirmații nu este adevărată când se folosește o scară cu platformă? Scările cu platformă sunt sigure și nu se pot răsturna. Un încărcător cu furcă vă blochează drumul către destinația dorită de pe șantier. Ridică materiale pe o schelă. Ce este de făcut? Așteptați sau ocoliți, dar nu treceți niciodată pe sub o sarcină suspendată. Ce se întâmplă dacă nivelul oxigenului scade sub 8% într-un spațiu închis? Vă pierdeți cunoștința. O macara trebuie să efectueze o ridicare dificilă. Agentul de semnalizare vă roagă să-l ajutați, dar nu sunteți instruit cu privire la semnalele referitoare la utilaj. Ce este de făcut? Refuzați-l politicos și explicați-i că nu știți să semnalizați. Ce fel de echipament pentru protecția ochilor trebuie să purtați dacă folosiți o sculă acționată prin explozie sau un instrument cu aer comprimat? Ochelari de protecție rezistenți la impact. Pentru care două din următoarele tipuri de incendiu nu ar trebui folosit un stingător cu spumă identificat printr-o bandă crem?
incendii la instalații electrice. Metal și metal topit. Sunteți pe șantier și trebuie să aruncați un deșeu lichid care conține ulei. Ce ar trebui să faceți? Întrebați supraveghetorul sau consilierul cu protecția mediului cum să îl aruncați. Dacă trebuie să folosiți un utilaj vibrant, cum puteți reduce efectul sindromului vibrațiilor mână-braț? Faceți pauze dese. Care dintre următoarele afirmații despre uneltele electrice este adevărată? Scoateți întotdeauna scula din priză atunci când nu o folosiți. Când munciți pe o platformă mobilă de lucru la înălțime, MEWP, de ce trebuie să vă prindeți hamul? De punctul de ancorare proiectat al platformei sau coșului. Lumina directă a soarelui pe pielea neacoperită poate duce la cancer de piele. Ce trebuie să faceți dacă observați că sunt deteriorate harnașamentul de protecție sau atașamentul? Vă opriți și îi spuneți imediat supraveghetorului. Expunerea la care dintre următoarele nu duce la boli de plămâni? Mirosuri puternice. De ce ar trebui să raportați un accident? Este o prevedere legală. Care este modalitatea cea mai sigură de a folosi o substanță periculoasă? Înțelegând evaluarea COSH și urmând instrucțiunile. Care două consecințe sunt posibile dacă angajatorii nu iau măsuri de prevenire a accidentelor și de îmbolnăvire la locul de muncă? Pot fi amendați sau trimiși la închisoare. Vor pierde timp și bani datorită cheltuielilor aduse de un accident sau boală. Care din următoarele este motivul cel mai puțin important pentru a consemna toate accidentele? Pentru a afla persoana vinovată și a cere pedepsirea ei. Cineva se prăbușește cu dureri de stomac și nu există nicio persoană care să acorde primul ajutor la fața locului. Ce este de făcut mai întâi? Puneți pe cineva să sune la serviciile de urgență. Cum credeți că ar trebui să țină un șantier bine organizat pietonii departe de drumurile rutiere? Vor exista bariere între căile rutiere și cele pietonale. Ce ar trebui să faceți dacă munca altui contractant vă afectează siguranța? Opriți lucrul și vorbiți cu supraveghetorul. Ce problemă de sănătate poate fi cauzată de sindromul vibrației mână-braț, HAVS? Vase de sânge și nervi afectați ai degetelor și mâinilor. Care dintre următoarele activități nu creează praf dăunător de siliciu? Tăierea lemnului și placajului cu fierăstrăul. Cum știți care este limita de greutate pe care o poate suporta o platformă de schelă? Căutați în certificatul de transfer sau semnele indicatoare. Trebuie să folosiți o scară mobilă ca să ajungeți la platforma unei schele. Care dintre următoarele afirmații este adevărată? Trebuie legată și extinsă un metru sau 5 trepte deasupra platformei. Nu trebuie să folosiți terebentine sau alți solvenți pentru a vă spăla pe mâini, întrucât acestea îndepărtează bariera naturală de protecție a pielii. Citiți aceste afirmații despre echipamentul individual de protecție EIP.
care dintre ele nu este adevărată. Trebuie să plătiți pentru orice deteriorare sau pierdere. Cine este persoana responsabilă cu raportarea condițiilor nesigure de pe șantier? Toată lumea de pe șantier. Dacă este nevoie să treceți un cablu electric peste o suprafață unde circulă vehicule, două lucruri trebuie făcute. Care sunt acestea? Trageți cablul, acoperiți cablul cu o rampă de protecție la sol. Montați un indicator pe care să scrie „Atenție, rampă”.